bună seara, Serena și Andrei Bănuță, bine ați venit! Bună seara, România, bună seara, București! Bună seara, bine v-am găsit! Mamă, cu ce vibe au venit oamenii! E o seară fire! Pentru că sunt a nu știu câte oară la Kiss FM și în formula asta și separați. Deja au abonament, cum spunem noi. Sincer. Și întotdeauna cu piese bune. Ultima oară a fost în formula Andrei Bănuță și Serena cu piesa Monami Tarara. Nu? Toată lumea le încurcă. Andrei a mai fost odată. Andrei a mai fost. Cu Nosfe și cu Pe limba ta. Exact. Dar aia a fost piesa Serenei, cea în franceză. Asta este piesa mea cu ea. Bine, am înțeles, dar tot împreună ați fost, despre asta era vorba. Până la urmă, nici nu are nicio legătură cine e primul scris acolo. Oricum, noi amândoi lucrăm la piese și le facem din tot sufletul și oricum suntem amândoi acolo. Exact. Și legat și de pentru asta, noi și pentru alții. Legat de faptul că Mon Ami Tarara era și a fost hit, asta de astăzi e hit din prima. Deci nu? Așa zic. Să te audă Dumnezeu. E reggaetonul ăla română, nu prea mai auzit, adică e pe acolo. E zona în care n-am auzit reggaeton în română atât de bun. Ei, am zis să atingem noi zona asta. Ce frumos! Mulțumim din suflet și ne bucurăm dacă lucrurile ajung așa la oameni, pentru că să știi că e o treabă un pic reticentă, pentru mine cel puțin. Eu am obișnuit oamenii cu un alt tip de piese și faptul că piesa asta a ieșit un pic din tiparele tuturor chestiilor pe care le-am făcut până acum e tare. Și mă bucur că am primit și eu și Serena foarte multe mesaje în care oamenii ne spun că simt piesa și că o plac și că o ascultă în dușmanie, cum s-ar spune. E mare lucru pentru noi și ne bucurăm de fiecare dată. Să dea Dumnezeu să facă măcar... Și să știi că reggaetonul nu s-a dus, adică abia acum e pe valul maxim. Nu, nu o să moară niciodată. Și toate combinațiile, cum e și piesa voastră, o combinație pop-reggaeton, e acum pe cel mai mare val. Să dea Dumnezeu. Deci cine v-a inspirat să faceți chestia asta, nu știu. Dumnezeu. Nici noi. Dumnezeu, da, voi. Nici noi. Bun, a venit. Ce ați mai făcut voi în ultima vreme, pe lângă studiouri, hituri, concerte, chestii au apărut, au început să apară, sunteți pe la cântări? Slavă Domnului, da. Și concerte și sesiuni și ne ținem timpul ocupat. E vară, e cald, timp pentru noi mai puțin, dar păi, după pandemia asta, sincer, da, se simt lucrurile altfel, mult mai intens. Și tu când și la evenimente private, nu? Da, știi că am discutat și data trecută, nu îți botezuri cu metrise, da, aici cu band balcanic. E bine să le reamintim celor care nu mai țineau minte să caute Serena și pentru astfel de evenimente. Da, da, da. Bun, hai să vorbim despre piesa de astăzi. V-aș pune să ne povestiți despre piesă, dar când se numește Orașul Iubirii... Are o poveste foarte clar, mișto. Să știi că tu o să te surprindă. Așa. Pentru că noi am compus piesa asta într-o seară în care beam un pahar de vin fiert undeva prin februarie. Mamă. Și serios. O cană de vin fiert. Vinul și se fiert bea la cană, așa. Pentru că hiturile de vară se scriu iarna, da, ca să fie dor de vară și să iasă bune. Exact. Da, și hiturile și hiturile de iarnă, nu știu când se scriu, că n-am avut încă. Vara. Dar sincer. Ideea e că eram la un pahar de vin fiert, Serena avea chef să scrie o melodie, eu nu aveam absolut niciun chef și Serena a zis că nu, eu voi lua telefonul, nu mai pot. O să a luat telefonul și a pus un negativ de pe YouTube. A scris acolo type beat și la un moment dat începe și zic eu, stai că nu e așa. Nu e chiar așa. Stai așa un pic, adică te-a luat pe surprindere cu reggaetonul direct, nu? Nu, că n-a fost. Inițial n-a fost, era o chitară tristă. Aha, ok. O chitară foarte tristă. Un la fel de tristă ca noi. Exact. Deci acum aflăm din culisele scrierii piesei, da? Da. Și zic cum ți-a venit duma. Și imediat ajung. Și a plecat, a început Serena să... Și zic eu, nu ești așa cum crede lumea. Ai mare talent. Și m-am dus la baie și m-am așezat pe budă și am zis... Așa, stăteam și mă gândeam, cântam în cap, că a făcut linia în cât a cântat odată și am reținut-o și am zis că în orașul iubirii. Și apoi nici nu sunt concrete lumea, pentru că mi-a venit duma asta, orașul iubirii. După mi-a dat foc și am început să scriem amândoi la piesa asta. Ea mai zicea un vers, eu mai ziceam o linie, ea mai zicea o linie, eu mai ziceam un vers. Și la un moment dat ni se închidea ochii, dar aveam piesa gata. Până la 4 dimineața, pentru că muzica se scrie noaptea, că trebuie să faci muzică noaptea, în felul ăsta te simți cu un pas înainte. Nu. Că toată lumea doarme. Să știi că noi avusesem o zi grea, o zi dură. Ioane, toată lumea doarme, noi scriem muzică. Exact. În zori. Exact, da. Să știi că astea sunt cele mai mișto. Exact piesele care ies când nu te aștepți, când Serena are chef să scrie o melodie și
și tu n-ai niciun chef să scrii nicio melodie. Cred că venisem, dacă nu mă înșel, după o zi cu două sesiuni la studio, da, unde făcusem niște piese în engleză. Mie foarte mult îmi place engleza, eu, deci vorbesc la perfecție, nu vreți. Așa? Și eram obosiți așa, dar uite că a ieșit treabă frumoasă și bun, suntem bucuroși. Eu zic că am făcut suficient de curioși pe cei care ascultă Kiss FM acum. Să le dăm play piesei Andrei Bănuță și Serena. În ordine asta este titulatura, da? Da. Orașul iubirii. Trupa piesă... formația, puteți să ne spuneți, că mai avem o piesă de la asta și ne scriem. Formația Andrei Bănuță și Serena. Apoi și lansați album. La, dacă, deci dacă mai lucrați, problema, e că, problema e că mai avem în studio, că nu le-am dat drumul gata. Dar vreo 3-4 mai sunt sigur. Mamă, cum pic și vine albumul. Ia, hai să vedem piesa, da, să auzim piesa. Hai cu Orașul iubirii, o piesă pop reggaeton pe care au scris-o în niște circunstanțe ciudate cel puțin. Da. Pentru oamenii normal, pentru noi ceva normal. Hai dăm play chiar acum, nu? Și apoi, iar voi între timp uitați-vă la videoclip, că videoclip că cele mai, scuză-mă, dovada că cele mai bune idei chiar vin în baie. Da, pe bune. Întâmplă. Pe bune. Bun, hai să dăm play piesei și voi între timp, cum spunea și Olic, să vă uitați și pe YouTube, să ne spuneți cum vă place și videoclipul și apoi ne întoarcem să aflăm din culisele clipului. Să hai, meargă banda. Hai cu Orașul iubirii, yes, boxele la maxim la Kiss Kiss in the Mix. Și început de noi, noi mult prea de vreme văzut prin ochii tăi. Acum te uiți la ele, îți amintește noi. Ne iubeam îmbrățișați și goi. Spune-mi dacă știi cum a vrut loc, că în orașul iubirii calea fericirii nu este loc. Vreau să te uit de tot. Dar simt privirea ta. Mă iubești așa cum tu nu vei putea. Și jur că aș fi vrut să uit, să-mi văd de drum. Dar plânge inima în mine, că aveți același parfum. Spune-mi dacă știi cum a vrut loc, că în orașul iubirii calea fericirii nu ne-a ales deloc. Vreau să te uit de tot. Hai să ne dăm timpul înapoi. Spune-mi că nici tu nu m-ai uitat, că eu n-am putut oricât am încercat. Mai vrei să ne-ntoarcem la noi? Spune-mi dacă știi cum a vrut loc, că în orașul iubirii calea fericirii nu ne-a ales deloc. Vreau să te uit de tot. Spune-mi dacă știi cum a vrut loc. În premieră la Kiss FM, la Kiss Kiss in the Mix, Andrei Bănuță și Serena, Orașul iubirii. Cum ziceam, o piesă pop reggaeton, foarte frumoasă. Refrenul rămâne în cap din prima. Mulțumim mult. Și Olic se făcea semne să ne uităm pe geam, pentru că piesa era pe fondul unui apus superb, care se vede mereu de aici, de la Kiss FM. Și voiam să vă întreb, ar merge, în fine, nu, stai că făceam o legătură, dar era doar în capul meu. Spuneți-mi câte zile ați filmat, câte răsărituri s-au apus? De, era sigur că faceți legătura cu videoclipul. Păi da, da, și stai așa, înainte de asta, înainte să le spuneți lui Olic, am pus un pariu. E filmat în Constanța?
Acum, pentru neștiutori, am filmat la Palma de Mallorca pentru că avem foarte mare buget la videoclipuri. Pentru necunoscători, în piața Ovidiu, la mine acasă, ce în frumos. Constanța. Okay. Deci am recunoscut... Eu știind că de obicei la videoclipuri se filmează 2-3 zile sau se filmează multe ore, în fine, văzând atâtea apusuri și răsărituri... Păi nu, mă, nu. Stai că eu după apus mi-am dat seama că e în Constanța, pentru că soarele are altă culoare în România. Bine, bine! Deci cât ați filmat? Asta era întrebarea. Asta zic, durează mai multe zile dacă n-ai niște, n-ai o echipă așa mișto cum avem noi, adică Bogdan, Mihai și Cristocea, care sunt băieții care regizează clipul împreună cu Simona, sunt colegii noștri de la Madman Music și au avut grijă să filmăm. Deci fiți atenți, am plecat din București undeva pe la 3 după amiaza, am fi plecat la 2, dar Serena și-a uitat rochia și ne-am întors și am filmat, deci am filmat la, înainte de apus, da. La apus am dormit în Constanța undeva la o oră și 30-25 de minute acolo, da. Și am mai filmat la răsărit dimineață și apoi atât asta a fost tot și așa un clip mișto a ieșit? Da, că a fost vibe-ul mișto și sunt colegii noștri care sunt foarte tare, adică sincer. Bravo. Și bine, și pe fondul piesei, pentru că și piesa e mișto, da. Și v-a inspirat și exact. A mers treaba repede, nu? Eu mă gândeam că apusul ține puțin, ține, nu știu, 10 minute, ceva de genul ăsta și ca să faci un clip trebuie să prinzi multe apusuri. Nu, ne-am mișcat la maxim, asta e ideea. Tare. S-au mișcat mai repede decât apusul. Da, exact. Am prins surprindere. Am fost eficient și habar n-aveți că sunt cadre și cu mine la apus pe care încă nu le, pe care nu le-au pus că nu mergeau. A. Dar vă dați seama că a avut timp să filmeze și ea tot ce ați văzut la apus. Cadre la apus pe care nu le-au pus. Da. Exact. Cadre la apus pe care nu le-au pus. Bine. Și la răsărit pe care le-au folosit. Da. Mame, concurs de rime în seara asta. Concurs de rime la Kiss Kiss Dynamics. Vezi că dacă ar trebui să pui să găsească și o rimă la miercuri. Aoleu. Da, chiar temă de casă. Hai să mine, dăm acum. Deci, avem pentru marți rimă găsită la Kiss Kiss Dynamics. Dacă e marți, dăm iar cu vați. Avem celebra de joi, dacă e joi e weekend la noi. Trebuie să găsim o rimă care ceva să rimeze cu miercuri. Dacă e miercuri, da. Dacă e miercuri, vă aduc eu o fată pe aici să facă cercuri. Bine, mulțumim. Am primit cu cercuri, am primit cu hituri, am primit cu iepuri. Am primit cu cercuri. Nu pot să mă obțin, ați văzut și dau numai prostii. Dacă e miercuri, mâncăm fasole cu ierburi. Bine, oricum, tema e deschisă. Dacă vă vin idei, ne scrieți pe WhatsApp și dacă vine un slogan frumos, îl plătim, nu știu, Olix, cât? 50 și facem euro, frumos. 50 de euro fiecare, nu? Ok, vorbim cu domnul Florin și vedem ce buget. Bun, pe unde mai aveți următoarele concerte? Zi tu prima. Zi și cu private-uri și cu asta, în ce localități? București, Constanța, Suceava, să mă uit în calendar. Sunt, slavă Domnului, sunt. E vara evenimentelor fără îndoială, nu? Da. A fost o pauză mare pentru oameni și mulți și-au mutat evenimentele, că și eu când l-anunț și la evenimente private în general, și eu împreună cu colegii mei de la Nicoleta Oancea Band, pe care îi pup și salut, și a fost într-adevăr pauză mare și pentru că a fost pauză mare s-au îmbulzit acum și noi nu avem decât să ne bucurăm. S-au îmbulzit cu 3 evenimente pe zi, nu așa? Da, s-au îmbulzit cu multe evenimente pe zi, pe weekend și suntem fericiți că ne-a lipsit. Adică vorbesc în numele Mândurăra. Da. Ne-a lipsit mult. Și atunci, dacă tot n-am făcut bani un an jumate, îi facem acum pe toți, nu? La loc. Da, măcar să acoperim căurile alea, creditele alea, cratere. Pe mine se pare că se acoperă chiar mai mult, cumva, pentru că după pauza asta... Acum și tu vrei într-o vară 2 ani să acopere greu. Bine, hai și la anul, să zicem. Știi okay. că cel mai mare dușman al binelui e și mai binele, așa că... Da, corect. Mamă, e seara dumelor, na! Ce e seara dumelor, e cu rime, e cu... Ok, mulțumim foarte mult pentru prezență, ca de obicei pe Caterinca Maximă, pe Fan, pe Râs, cu piese bune, Andrei Bănuță, Serena, în ordinea asta v-am spus acum că asta e ordinea de pe piesă. Da. Succes maxim, contează. O vară plină de concerte. Mulțumim mult, Doamne ajută. Și succes cu piesa, să o auzim la radiouri, nu? Păi ar fi caz.
Dacă aveți la cine să puneți o vorbă bună și la chestia. Nu știu, cred că cunoaștem pe cineva. Ne gândim, parcă știam pe cineva de la Playlist Management. Da, vedem. Și dacă nu e asta, să știți că noi muncim în continuare și pregătim multe piese frumoase pentru toți oamenii care vor să ne asculte și la un moment dat sigur o să placă sau o să vadă ceva special în piesa asta și oamenii de la radio și cu siguranță o să ne dea și noi să știți că ne facem treaba în continuare și încercăm din ce în ce mai bine până când o să placă la toată lumea prezentă. Foarte tare. Vorbească. Zici că și-a scris textele, dar e spontan. Am învățat acasă. Tot. Am o foicică. Mulțumim Serena și Andrei Bănuță, baftă maximă. Mulțumim și cu siguranță și judecându-pe trecut, ne mai vedem la Kiss Kiss Dynamics. Cu siguranță. Da, Dumnezeu. Mulțumim că aveți încredere în noi și că ne chemați cu fiecare lansare și atât. Seara faină. Hai să vină remixul de la Nouă Fix în câteva clipe și apoi încă o oră de Kiss Kiss Dynamics cu DJ Ang și Olix, nu? Și mai avem o tură de mare de dedicații, că s-au strâns foarte multe mesaje de la oameni și așa mai departe. Andrei, Serena, vă mulțumim. Mulțumim mult tare de tot de invitație. Seara faină, vă pupăm. Seara frumoasă. Doamne, ajută!